În anii 1970, din ordinul securității, o parte a unei biserici din România este închisă brusc publicului. De atunci nimeni nu mai pășește acolo și zeci de ani s-au ținut sub cheie niște picturi murale înfricoșătoare care prevestesc apocalipsa. În România avem puține reprezentări ale apocalipsei, însă una dintre ele este tocmai în Brașov, în biserica Sfântul Nicolae din Șchei și mai precis în Paraclisul Buna Vestire, locul în care niciun turist, dragi prieteni, nu a mai intrat de zeci de ani. În acest loc există numai puțin de 13 scene ale apocalipsei, pictate pe bolta locașului. Iar pe lângă toate acestea, există o frescă năucitoare, pe care niciun expert nu a reușit să o înțeleagă până acum, dar care seamănă izbitor de bine cu ceea ce vedem în documentarele despre predicțiile prezente. Exact ce se întâmplă acum în jurul nostru. Această frescă vorbește despre explozii solare și inversarea polilor magnetici ai Pământului.